Atenție la neatenție, vedetele noastre, uită că mereu sunt paparații de la spanius.ro pe urmele lor. La fel a făcut și Adi Sână, când credea că nu îl vede nimeni, a fost prins pe picior greșit. Anca Serea și Adrian Sână formează unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbizul românesc. Iar acest lucru este confirmat cu fiecare apariție a lor. O fire veselă și dezinvoltă, Adrian Sână poate fi descris perfect drept sufletul petrecerii. Artistul apare des la evenimente în care muzica și distracția sunt la cote înalte. Dar și când se află acasă cu familia, voia bună își face simțită prezența. De această dată, cântărețul nu a făcut abatere de la regulă, iar paparații spynews.ro au fost pe urmele familiei Sână, care a petrecut după amiaza la un restaurant din capitala. Poate nu mă crezi că spun că s-ar putea să nu mi-ajungă miliarde de nopți să te ador. După o sesiune intensă de cumpărături alături de soție și de copii, artistul și-a dus familia la un restaurant cochet din capitală, unde au servit un prânz copios. În imaginile surprinse de paparații noștri, aceștia se așează la o masă retrasă de pe terasa restaurantului, acolo unde studiază meniurile pentru a comanda. Artistul s-a bucurat de clipele de repaus cu un pahar în față alături de familie, în timp ce asculta cu atenție ceea ce se vorbea la masă. După prânzul copios pe care l-au avut, cei doi părinți au plecat de la restaurant împreună cu micuții lor și s-au îndreptat către mașină. Se pare că familia a fost extrem de grăbită să ajungă la restaurant, încât nu a pierdut vremea în căutarea unui loc de parcare corespunzător, așa că autoturismul a fost lăsat pe trecerea de pietoni. După ce a petrecut din plin, Adrian Sână a urcat la volan și a dus familia acasă.